Spuneți-ne, în primul rând, pentru actuala perioadă de programare 2014-2020, am văzut bilanțul dumneavoastră defalcat. Despre ce fonduri europene atrase de România putem să vorbim la momentul actual? Bună ziua, mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a clarifica un pic această dezbatere legată de perioada actuală de programare și de stadiul absorbției. Aici cred că trebuie să înțelegem un pic lucrurile în perspectiva lor reală și în dinamica de la nivel comunitar. Sunt două aspecte pe care cred că trebuie să le clarificăm. Unul care ține de perioada de programare și de modul în care am început această perioadă de programare și noi ca și stat și Comisia Europeană în ansamblu și doi de relevanța discuției cu privire la fondurile absorbite în acest moment. Din punct de vedere comunitar, această perioadă de programare are câteva caracteristici care o deosebesc de perioada trecută. Astfel, regulile s-au schimbat un pic și au apărut o serie de elemente noi. Avem un nou mecanism pe care Comisia l-a implementat, mecanismul condiționalităților ex ante, care este foarte important și care afectează și influențează în mod direct, o să vedem după aia cum, ideea de absorpție și de utilizare și de atragere a fondurilor europene, și pe de altă parte momentul la care procesul de negociere a acordului de parteneriat și de semnare a programelor operaționale a fost derulat. Această perioadă de programare a început ușor târziu și s-a finalizat cu oarecare întârziere. Asta este motivul pentru care la nivel comunitar nu suntem extrem de avansați cu utilizarea fondurilor europene. O altă caracteristică, pe lângă condiționalitățile ex ante, a fost abordarea unitară, integrată, pe care Comisia a promovat-o. Astfel, acum și fondurile destinate agriculturii, care în perioada trecută erau gândite și contorizate separat, sunt incluse în aceeași abordare. În momentul de față, ca lucrurile să fie foarte clare, în momentul de față, rata absorpției la nivel comunitar, după ultimele date comunicate de Comisie, este undeva în jurul valorii de 2,6%. Deci la nivel comunitar, asta este rata medie de absorpție a statelor membre. Tuturor celor 28 de state membre, undeva pe la 2,6. În cazul României, după aceleași date comunicate de Comisie, rata noastră de absorpție este aproape 1%, 0,98%. Acum, regulile impun ca pentru a putea contoriza efectiv absorpție, trebuie ca sistemul nostru de control și sistemul nostru de management pe fonduri europene să fie desemnat, să fie acreditat. Asta trebuie să se întâmple în toate statele membre. Din nou, în momentul de față, la nivel comunitar, aproximativ jumătate din autoritățile de management sunt desemnate. Deci, România nu este un caz singular în care lucrăm în continuare la sistemul de management și control. Ăsta este motivul pentru care în acest an prioritatea noastră a fost să ne asigurăm că avem atât cadrul procedural, cât și toate celelalte elemente cu privire la aranjamentele instituționale pe care trebuie să le implementăm puse în act în așa fel încât să putem să asigurăm procesul de desemnare. În momentul de față, ca autorități de management desemnate, avem zona de agricultură și mai avem o autoritate de management pe ideea de transfrontalier, program operațional transfrontalier România-Serbia. De asemenea, am transmis pachetul de desemnare pentru POAD, pentru acel program destinat persoanelor defavorizate, la autoritatea de audit. S-a încheiat misiunea de audit în cursul săptămânii trecute și așteptăm cât mai rapid o decizie favorabilă în acest sens. Cum se încheie acest proces de desemnare, deja putem să transmitem către Comisie solicitări de rambursare pe 2014-2020. Însă, ceea ce trebuie să se înțeleagă este că acest proces de desemnare, care e un proces tehnic și ale căror implicații le-am descris anterior, nu împiedică realizarea proiectelor.
Deci asta nu înseamnă că noi nu putem semna proiecte, că noi nu putem să ne angajăm în efectuarea diferitelor investiții sau să plătim investiții, să facem plăți pentru investițiile respective. De unde facem asta? Din sumele pe care le-am primit cu titlul de avans pentru diferite programe operaționale și evident din resurse proprii, dacă sumele alea nu sunt de ajuns. Însă nu este cazul, am primit avansuri destul de mari și în momentul de față lucrurile cred că merg în acest fel. Deci prioritățile noastre au fost în acest an, pe lângă desemnare și realizarea condiționalităților ex-ante, pentru că dacă un stat membru nu are condiționalitățile ex-ante realizate, există o sancțiune directă de la nivel comunitar. Asta înseamnă că plățile pentru programele operaționale care sunt afectate de acele condiționalități ex-ante sau plățile generale, dacă vorbim de condiționalități ex-ante generale, sunt automat suspendate până la realizarea condiționalităților respective. E o problemă care se confruntă, sau e o situație cu care se confruntă toate statele membre. Data finală pentru realizarea condiționalităților ex-ante este 31 decembrie 2016. Deci chiar în accepțiunea Comisiei, momentul la care se întâmplă această analiză a întregului sistem și a capacității statelor membre de a utiliza fonduri europene e finalul acestui an. Deci presiunea pe absorpție nu este atât de mare. În același timp, exact în această perioadă, a trebuit să închidem perioada trecută. Să închidem vechea perioadă de programare. Într-un stat ca România și având în vedere modul în care perioada trecută de programare a fost gestionată cu o serie de probleme și unde trebuie să recunoaștem că am avut aspecte legate de credibilitate în raport cu anumite programe operaționale și așa mai departe, această etapă a închiderii a fost extrem de dificilă. Au fost foarte multe proiecte și foarte multe situații care nu au fost clarificate la momentul la care ar fi trebuit să fie clarificate. Guvernele anterioare au lăsat să treneze o serie de lucruri, însă la un moment dat avem data limită și data limită a venit acum. Trebuie să transmitem declarațiile finale pentru perioada trecută pe 31 martie 2017. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că trebuie să facem o analiză foarte atentă a stocului de proiecte pe care îl avem și să decidem clar care sunt proiectele și care sunt fondurile pe care noi le includem în declarația finală, adică cerem înapoi de la Comisie rambursare pentru ele. Asta a fost un efort extrem de mare pe care colegii mei l-au făcut, tocmai pentru faptul că, repet, n-am vrut să luăm decizii atunci când ar fi trebuit să luăm decizii și le-am tot amânat și a venit la noi să închidem. Da, urma să vă întreb despre perioada veche de programare, dar aș vrea să insistăm totuși, să terminăm cu noua perioadă de programare, să insistăm pe ea. La ora actuală spuneați tot așa în bilanța noastră că s-au realizat anul acesta o serie întreagă 10 condiționalități ex-ante, 11 erau în pregătire ultima dată când ne-am uitat pe bilanț. Și alte 5 urmau să fie. De fapt, nu, 11 erau deja trimise spre evaluare și alte 5 erau încă în pregătire. Deci, ce șanse sau ce riscuri avem ca la sfârșitul acestui an, la data limită, să nu avem toate condiționalitățile ex-ante? Și bineînțeles, ce înseamnă asta? Da. Trebuie să fiu foarte sincer. În momentul în care ne-am alăturat echipei de la Ministerul Fondurilor Europene în primăvară, lucrurile nu arătau deloc bine. Și când zic deloc bine, sunt politicos. Eram într-o stagnare clară cu foarte multe condiționalități. Părea că nu acordasem nici atenția deosebită, nu aveam niciun mecanism prin care să le urmărim și să forțăm realizarea acestor condiționalități, iar partenerii noștri de la nivelul Comisiei Europene erau extrem de îngrijorați că România va eșua lamentabil în ceea ce privește aceste condiționalități și capacitatea noastră ca stat de a demonstra că suntem într-adevăr în postura de a ne asuma niște reforme structurale pe care trebuie să le facem și pe care trebuia să le facem, care să arate că putem să gestionăm și fonduri europene și că suntem un stat modern care răspunde adecvat la situațiile de la nivel comunitar. Lucrurile nu mai stau așa. Și progresele pe care le-am făcut în această zonă sunt semnificative. În sensul că am deblocat
marea majoritate a condiționalităților, discuțiile pe care le-am avut în marja Consiliului de Afaceri Generale de la Bruxelles de acum 2 săptămâni cu oficialii europeni au subliniat înțelegerea progresului pe care noi l-am făcut. Vă spun sincer, a fost și un exercițiu în care ne-am, într-un fel, recâștigat credibilitatea noastră pe zone extrem de importante. A trebuit, și aici e un aspect pe care probabil și guvernele viitoare trebuie să-l ia în calcul, trebuie să fim credibili, trebuie să fim serioși și să îndeplinim obligațiile pe care noi ni le asumăm. România și-a asumat 36 de condiționalități ex ante, n-a fost acest guvern cel care le-a negociat și acceptat. Probabil că dacă noi am fi fost, am fi gândit ușor diferit, dar asta este situația. În ce sens? Adică mai puține sau cum? Da, mai puține și poate am fi susținut un pic mai clar o serie de aspecte, în așa fel încât în procesul de evaluare lucrurile să fie foarte clare și să nu existe ambiguitate sau posibilitatea partenerilor de a adăuga în timpul jocului o serie de alte elemente noi. Însă am plecat cu ceea ce s-a negociat și lucrurile au mers foarte bine. Mecanismul pe care noi l-am pus în act cu privire la coordonarea acestor condiționalități, în care săptămânal avem o ședință, și avem o ședință la nivel de secretar de stat cu toate ministerele de resort, unde Ministerul Fondurilor Europene punea presiune pe fiecare minister și unde urmăream, repet, săptămânal cum lucrurile evoluau, unde am pus la dispoziție asistență tehnică pentru a ajuta îndeplinirea condiționalităților din diferite domenii, lucrurile astea s-au văzut, iar acum, nu vă ascund, Comisia ne-a spus că o să ne prezinte ca exemplu de bună practică pentru acest mecanism și pentru modul în care am reușit să gestionăm anumite condiționalități. Deci, vă dați seama, în situația condiționalității de achiziții publice, unde în primăvară nu aveam legea aprobată, Priventul stătea în Parlament și o plimbam de la o comisie la alta, unde lucrurile nu se mișcau absolut deloc, în momentul de față să ni se spună că da, uite cum ați gestionat asta, sunteți un exemplu de bună practică, e foarte reconfortant și pentru noi ca sistem, pentru că am reușit să ajungem aici. La fel și cu master planul de pe transport, ne-am lălăit noi, România. Exact. Deci, pe condiționalități. Acum 2 săptămâni am primit scrisoarea pentru 11 condiționalități, scrisoare formală de la Comisie, în care toate condiționalitățile ce țin de employment au fost declarate ca închise. Mai sunt câteva unde avem acceptul informal și acum sunt doar aspectele procedurale de a încărca aceste condiționalități în sistem, de a se desfășura formal consultarea interservice de la nivelul comisiei, deci astea o să le închidem fără probleme. Sunt 5 condiționalități unde eforturile trebuie să fie susținute și unde în continuare suntem într-un dialog constant cu colegii, mai cu mult ministerele atât, de linie, cu ministerele de linie. Care sunt acestea? Ce ministere și ce condiționalități? Zona de transporturi, partea de... Păi nu există master plan? Există master plan, însă, de asta vă spuneam modul în care am negociat aceste condiționalități, că nu le-am negociat noi și atunci sunt foarte multe elemente conexe. În planul de acțiune pentru fiecare condiționalitate sunt o serie de măsuri pe care trebuie să le facem astfel încât condiționalitatea respectivă să poată să fie considerată îndeplinită. În anumite zone aceste planuri de măsuri sunt extrem de descriptive și cuprind foarte multe, foarte multe lucruri. Ceea ce am încercat noi să facem și aici am agreat cu Comisia a fost să facem o prioritizare. I-am convins că planul ăla de măsuri excede un pic zonei esențiale a condiționalității și am făcut o prioritizare din multitudinea aia de măsuri să le selectăm pe cele care cu adevărat sunt relevante și cele care atestă că progresul înregistrat este irreversibil. Rețineți că asta este cheia de negociere în momentul în care vom avea o evaluare dacă respectiva condiționalitate este sau nu îndeplinită. Se leagă de irreversibilitatea progresului în realizarea condiționalității respective. Și aici suntem în discuție, aici am făcut planuri de prioritizare atât pentru transport cât și pentru zona de achiziții publice, o altă zonă în care mai sunt lucruri de făcut, tocmai pentru faptul că am negociat foarte multe măsuri. Și ultimul domeniu care e în discuție este mediu, unde reformele din zona asta trenau de multă vreme. Planul de deșeuri. Acolo.
Planul Național de Gestionare a Deșeului este condiționalitatea unde noi trebuie să ne asigurăm că lucrurile stau foarte bine. Am instituit acest mecanism prin care cel puțin o dată pe lună vine Comisia la București cu reprezentanți din mai multe directorate generale și discutăm efectiv pe fiecare condiționalitate. Ultima am avut-o pe 21-22, în care am avut 3 sau 4 DG-uri de la Comisie la București și în care o zi întreagă am petrecut-o discutând condiționalitatea de mediu și agreând de comun acord cu Comisia care sunt pașii efectiv pe care noi trebuie să-i facem în așa fel încât să nu fim în riscul de a avea o suspendare de plăți. Dar și am reușit asta. Dar de ce, ce era așa greu cu acest plan de deșeuri? E problemă de interese, de ce? Trebuie să vă spun că am avut discuții și cu colegii din statele Visegrad Plus și nu numai legat de stadiul condiționalităților în zonele respective. Pentru că această problemă e generală. Condiționalitățile ex-ante au generat un soi de problemă peste tot, în toate statele membre. Ideea din spate a fost nu ca aceste condiționalități să fie strâns legate de fonduri europene, ci ca aceste condiționalități, practic, să fie legate de reforme mai largi, clare, care trebuie să fie realizate la nivelul fiecărui stat. Deci nu e o chestie mică, nu e o intervenție punctuală doar cum aloc eu fondurile pentru deșeuri. Nu. Ține de cadru general pe care statul îl implementează pentru gestionarea problematicii respective de politici publice. E, și aici sunt foarte multe discuții. Marea majoritate a statelor cu care eu am discutat aveau câte ceva pe zona de mediu. Unele aveau, cum avem și noi, în continuare eforturi necesare pentru deșeuri, altele pe zona de apă. Noi pe zona de apă tocmai ce am închis-o, am transmis, am urcat în SFC Evaluarea Națională pentru Apă și o să fim ok. Însă aceste măsuri au un impact direct asupra modului în care noi știm să ne organizăm întreg sistemul. Există și un impact financiar asupra întregului sistem, pentru că una este să colectezi selectiv și să impun o anumită obligativitate de a colecta selectiv, ce fac cu investițiile pe care le am deja, câte incineratoare închid și așa mai departe. Sunt lucruri extrem de dificile, mai ales că în sistemul românesc sunt o serie de decizii care se iau la nivel central, dar care se implementează cu adevărat la nivel local. Da. Și aici vă dați seama că fiecare primărie, fiecare autoritate publică locală are propria agendă. Există această tendință de a nu avea un impact pe costuri foarte mare, o tendință normală pe care o înțelegem. Da. Și întreg acest proces de negociere care implică Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, pentru că noi prin POIM finanțăm toate astea, și autoritățile publice locale, e destul de dificilă și e o dinamică în care lucrurile se întâmplă. Am înțeles. Bun, dar spuneți că ați rezolvat cu ăsta, a fost aprobat acest Ceea ce am rezolvat, am avut și cum ne-am concentrat în discuțiile cu Comisia, a fost din nou să ne asigurăm că progresul e ireversibil, să arătăm că România are foarte clar aprobată sau acceptată un calendar clar și un plan coerent cu privire la gestionarea deșeurilor, și asta facem punând în dezbatere publică acest plan la începutul lunii decembrie. Săptămâna viitoare va trebui să-l punem în dezbatere publică la Ministerul Mediului, urmând ca automat, în momentul în care punem în dezbatere publică, să lansăm în procedura de evaluare strategică de mediu, pentru că e o procedură care se aplică, și în același timp să ne angajăm într-o serie de consultări punctuale cu autoritățile publice locale pe țintele pe care ni le asumăm acolo. Comisia a agreat să ne ofere feedback în același timp, în perioada asta în care facem consultare cu toată lumea, să ne asigurăm că varianta finală a planului care rezultă din aceste consultări este transmis spre aprobarea Guvernului până la mijlocul anului viitor. Deci astea sunt elementele pe care noi le-am negociat cu Comisia. Practic ce am făcut? Am împins un pic
această țintă de finalul acestui an către mijlocul anului viitor, aducând argumente și arătând că problematica este extrem de complexă, arătând că s-au făcut eforturi foarte, foarte mari, am colectat o serie de date, am arătat mecanismul pe care l-am pus în practică pentru colectarea acestor date, pentru că a fost o nouă metodologie, e o întreagă, un proces destul de complex. Iar colegii mei din minister și autoritatea de management Poim au urmărit foarte, foarte bine lucrurile astea și chiar îi apreciez pentru. Dar ca să recapitulăm, practic fără acest plan de gestionare a deșeurilor, noi nu vom putea atrage fonduri pentru gropi de gunoi, de pildă? Da. Deci, sancțiunile care pot apărea dacă nu îndeplinim condiționalitățile ex ante sunt legate exclusiv de rambursarea anumitor cheltuieli, practic suspendarea plăților. Suspendarea plăților poate să fie punctuală pentru programele operaționale care sunt afectate de condiționalitatea respectivă. Da. În cazul de față vorbim de intervențiile pe mediu. Dacă PNGD-ul nu corespunde standardelor și nu ne ținem de acest calendar pe care l-am menționat anterior. Sau poate să fie o suspendare generală. Suspendare generală înseamnă că ne suspendă practic toate programele operaționale. Și asta se întâmplă în cazul așa numitelor condiționalități generale, cum este cazul condiționalității pe achiziții publice. Pe care am rezolvat. Pe care suntem și acolo, avem un plan de acțiune pe care l-am agreat cu ei și la fel l-am etapizat, am spus care sunt acțiunile pe care noi le facem anul ăsta și unde punem presiune ca lucrurile să se întâmple și să le facem anul ăsta și care sunt acțiunile de follow-up care vor fi realizate în anul. Deci mai avem și acolo de făcut pe lângă legile achizițiilor care au. Sigur, v-am spus, planurile de măsuri care au fost agreate la momentul ăla sunt, iar la condiționalitatea pe achiziții este cea mai complexă condiționalitate din, după cum ne-au comunicat colegii de la Comisie, cea mai complexă din toate. Deci niciun alt stat membru nu și-a negociat o condiționalitate mai complicată și mai complexă decât ce avem noi pe achiziții. Măcar să fie respectate, să fie toate achizițiile corecte, să nu să mai fure banii. Asta e cel mai important. Și național și european. Asta este unul din obiectivele principale și colegii de la Agenția Națională a Achizițiilor Publice asta încearcă să facă și noi lucrăm împreună cu ei. Vrem să avem aceleași liste de verificare și însemna protocoale în sensul ăsta în care pe zona de achiziții, pe ceea ce se uită Agenția Națională a Achizițiilor Publice, o să se uite și autoritatea de management și la fel o să se uite și autoritatea de audit, în așa fel încât să nu mai bulversăm beneficiarii aplicând standarde diferite și aducând tot timpul elemente noi. Domnul ministru, păi și atunci când va începe România să tragă efectiv bani europeni din noua perioadă de programare pe bază de proiecte? Nu vorbim de avansuri sau de plățile directe sau de cei de la agricultură, de la PNDR și așa. Ok, deci tras bani, îi tragem deja. Avem plăți în momentul ăsta făcute de peste 1 miliard, 1 miliard 25 de milioane plăți. Plăți de care euro. Sunt de euro, plăți care sunt făcute de la bilanț și până acum s-au mai făcut ceva plăți pe POIM, încă 20 și ceva de milioane de euro. Plăți care sunt făcute din fonduri europene. În baza ce? În baza avansurilor pe care le-am primit și în baza proiectelor care sunt în implementare și care sunt implementate corect. Ca să pot să rambursez sumele astea, deci ca să pot să-mi rambursez, odată ce am rezolvat problema condiționalităților ex-ante și v-am spus că nu o să fie o problemă în perioada imediat următoare, trebuie să am sistemul desemnat, adică acreditat. Da. Asta este condiția pe care Comisia o pune. Acele autorități de management, organisme intermediare care intervin. Exact. Bun, aici situația a fost din nou extrem de complicată. Autoritățile române și-au asumat că vom avea un sistem informatic unitar, unul singur, care să rezolve toate problemele. Celebrul mai Smith. Din păcate, în momentul în care guvernul Cioloș a venit și ne-am asumat guvernarea, am constatat că lucrurile nu stau cel mai fericit. În ce sens? La ce vă referiți? În sensul că sistemul era într-o etapă incipientă de dezvoltare. Nu aveam decât 1-2 module care au făcute. Cerințe pentru celelalte module nu existau.
Adică nici nu știam exact cum anume vrem să arate, ce anume vrem să facem. Se încercase ceva, însă nu la un nivel foarte clar, iar așteptările pe care autoritățile de management le aveau de la acest sistem erau senzațional de mari. Pentru că li se promisese că o să facem un sistem în care totul o să se întâmple în mediul informatic din clicul unui buton. Și eram destul de întârziați cu asta. Pe lângă aspectele legate de sistemul mai Smith, normal că sunt o serie de aspecte procedurale, aspecte care vizează cadrul instituțional, modul în care îmi concentrez sistemul și așa mai, și așa mai departe. În ceea ce privește mai Smith-ul, am acceptat acest angajament asumat de guvernul anterior, nu am vrut să modificăm asta, lucrurile fuseseră deja anunțate în felul ăsta, așa că am încercat într-o manieră structurată să continuăm dezvoltarea sistemului. Am instituit un mecanism prin care întâlniri săptămânale cu autoritățile de management dedicate fiecărui modul în care să avem descrierea de sistem împreună cu STS-ul și să începem să dezvoltăm și așa mai departe. Din păcate, după cum ați văzut, n-am ajuns foarte departe. Nu merge foarte bine, nici în ziua de astăzi. Sunt câteva probleme din care cred că trebuie să le distingem. Sunt unele legate de completitudinea sistemului. În ce măsură avem sistemul complet sau? Și nu-l avem. Avem câteva module, în special modulele pe relația dintre autorități de management și beneficiari. Astea sunt realizate pe zona de lansare, apel, zona de primire, call și așa mai departe. Însă, lucrăm în continuare la modulele ce țin de implementare, de modul în care autoritatea de management gestionează proiectele post-contractare. Și aici, evident, e destul de mult de lucru. Asta e un tip de problemă. Cealaltă problemă se leagă de cum funcționează, da? Funcționalitatea modulelor existente. Și aici sunt, într-adevăr, foarte multe aspecte care ne-au fost semnalate de beneficiari. Că merge greoi, că apar erori și așa mai departe. Avem și aici o echipă care analizează semnalele pe care le primim și lucrăm să optimizăm lucrurile astea. Uneori a trebuit să luăm decizii punctuale atunci când am văzut că sunt o serie de probleme, cum a fost partea legată de buget, unde până la urmă am permis ca bugetul să fie în Excel pentru că existau probleme completând linie cu linie și au fost o serie de aspecte problematice acolo. Sau partea legată de CV, să putem să-l lăsăm în format PDF și semnat și nu neapărat completat acolo. Adică sunt câteva măsuri pe care le-am luat tocmai în ideea de ameliora această depunere. Însă suntem conștienți că în continuare e dificil și lucrăm la asta. Partea legată de bug-uri și de probleme care pot să apară și acolo încercăm să... Foarte mulți utilizatori, mai ales cei din POCU, practic, se plâng de faptul că le dispar documente, adică le încarcă și după aceea nu mai apar, nu mai vorbim de blocajele care erau acum câteva luni, să zicem, până acum o lună, două. Da. Repet, suntem conștienți de problemele care sunt, primim și noi acest feedback, am început un dialog cu reprezentanții ai potențialilor beneficiari care constată astfel de probleme și încercăm să le soluționăm. Da, acum gândi revenind la desemnare, da. Având în vedere că suntem la această etapă cu sistemul informatic, ne-am gândit să vedem dacă nu cumva, și uitându-ne și pe experiența altor state, dacă nu cumva putem să construim acest sistem, însă să mutăm, practic, să luăm presiunea desemnării de pe construcția sistemului. Și am analizat un pic cum au făcut și colegii polonezi, cum au făcut francezii și am văzut că în anumite cazuri sistemul informatic pe care ei îl utilizează e mai degrabă o variantă ușor actualizată a sistemului vechi. Și am încercat și noi să vedem dacă nu cumva pe baza sistemului vechi pe care l-am utilizat în perioada trecută, cu ușoare actualizări, dacă nu cumva l-am putea utiliza pentru desemnare, cel puțin pentru programele operaționale unde cadrul instituțional nu e foarte complex. Unde nu avem foarte multe organisme intermediare, unde nu avem un număr foarte mare de proiecte și așa mai departe.
Și după această analiză am stabilit și am aprobat în guvern un memorandum cu un nou calendar, l-am aprobat în noiembrie, în care am zis că vom continua dezvoltarea noului sistem cu un termen limită în martie anul viitor. Dar până atunci, ca să nu ținem tot procesul de desemnare, vom lansa desemnarea anumitor programe operaționale și autorități de management utilizând sistemul vechi actualizat. Și avem o altă echipă care lucrează la asta. Asta am făcut pentru POAD, pentru program operațional pentru persoane defavorizate. Deja asta am făcut și am trimis, v-am zis, pachetul la autoritatea de audit și așteptăm decizia dânșilor. Și vom face același lucru și pentru asistență tehnică, pentru POAT, unde deja s-au făcut teste și lucrurile au fost rezolvate și vom încerca și pentru competitivitate și pentru POIMM, acel program mic de la Ministerul Dezvoltării Regionale, POCA și chiar POIM. Ținta noastră este ca la 15 decembrie anul ăsta, pentru aceste autorități de management, să transmitem pachetele de desemnare. Și asta ce înseamnă pentru utilizatori? Asta, pentru utilizatori, lucrurile vor fi un pic mai simple, că e practic programul vechi. Vor utiliza în continuare modulele noi care sunt dezvoltate, dar gestionarea în sistem informatic va fi ulterior pe programul vechi. Și asta înseamnă că dacă ne ținem de acest calendar, repet, dacă trimitem la mijlocul lunii decembrie pachetele de desemnare pentru aceste programe operaționale, va urma misiunea de audit și în cazul unei decizii favorabile vom putea avea sistemul efectiv desemnat pentru acestea până în luna martie. Și asta înseamnă că deja în martie pot să trimit la comisii o declarație de cheltuială și voi avea solicitări de rambursare. O estimare a sumelor pe care le-aș putea rambursa dacă stau în acest time frame, în acest calendar e undeva de 1 miliard de euro generat de POIM, de POC, de POAT, de cele plăți interne care s-au efectuat până acum. Care s-au efectuat și pe care le vom avea. Despre care spuneați mai devreme. Exact. Nu numai alea, pentru că deja la POIM o să se facă foarte multe plăți în perioada imediat următoare. Noi n-am început să plătim pe transport nimic. Exact. Și acolo sunt mult. Deci vom avea până la finalul anului încă 200 de milioane care o să se plătească la POIM și estimăm până în martie POIM-ul să meargă undeva 700-800 de milioane deja să putem să solicităm spre rambursare. Deci ăsta e calendarul pe care îl avem în momentul de față. Ok, deci haideți că există disputa asta de cifre. Dom'le, cât s-a atras pe noua perioadă de programare? Haideți să spunem câți bani au intrat de la Comisia Europeană în România pe noua perioadă de programare. Adică au trecut practic 3 ani din noua perioadă de programare. De la Comisia Europeană, dacă ne referim strict pe noua perioadă de programare, ceea ce am primit pe noua perioadă de programare, am primit, cred, undeva la anul ăsta, deci numai anul ăsta, undeva la 2,3 miliarde de euro. Doar pe noua perioadă de programare. Pe noua perioadă de programare și doar sume care au intrat anul ăsta. Aceste sume se compun din partea de prefinanțare pentru diferite programe operaționale, conform planificării pe care noi o care avem. Înseamnă cam? Care înseamnă ăștia fără vreo 300 de milioane care sunt solicitări de rambursare pentru zona de agricultură. Repet, neavând sistemul desemnat, nu putem să facem solicitări de rambursare. Asta înseamnă că nu vin banii europeni. Deci banii europeni vin. Unde vom putea noi pierde acest bani europeni, că și asta există într-adevăr, un risc de pierdere a acestor bani europeni, dezangajările. Și aici se vor produce când? Începem din 2006. Sunt și ținte de dezangajare pe fiecare an. Și aici va trebui noi să avem un management foarte clar și să putem să ne planificăm proiectele pe care le lansăm, cash flow-ul pe care îl generăm în așa fel încât să evităm această dezangajare. Practic, ce înseamnă dezangajare? Dezangajarea înseamnă că statul membru nu a fost capabil să implementeze
proiectele pe care le-a estimat că le va implementa în acel interval de timp și ca urmare nu a utilizat toată suma care i-a fost alocată și deci partea care rămâne neutilizată se duce înapoi la, la comisie. Asta e, e un aspect pe care noi trebuie să-l avem în vedere. Noi deja facem aceste calcule și ne gândim la tipuri de intervenții pe care trebuie să le implementăm și așa cum ați menționat și dumneavoastră, timpul trece. Nu trece doar pentru România. Repet, nu trebuie să singularizăm România. Da, dar România are mai mare nevoie decât toți de fondurile astea. Noi de să fim realiști. Toată lumea are nevoie. Poate mai mult noi, cu, cu două treimi din populația rurală care merge la toaletă la WC-ul din curte, deci cred că România are mai mare nevoie decât toți. Noi și cu bulgarii suntem cei mai... Pe anumite orosiți. Zone, să știți că sunt lucrurile diferă și abordarea asta regională. Acum, între noi fie vorba, ne aflăm într-un oraș unde nivelul pe indicator macroeconomic și regiunea asta... E peste alte, alte regiuni. Da, planificarea se face un pic regional. Deci, de acord cu dumneavoastră, avem de, și e normal. Adică este o oportunitate pe care noi trebuie să, să o folosim. Să fructificăm mai mult decât alții. Exact. Polonia complet, a utilizat, bine mersi, e la, al treilea, la a treia perioadă de programare. Se își poate permite luxul de a mai întârzia, să zicem, dar noi nu ne putem permite. Polonezii sunt extrem de aplicați. Polonezii nu vor să... întârzie. Și e, e foarte bine că gândesc în felul ăsta și, repet, asta, asta facem și noi și asta încercăm acum și pe POCU și pe alte programe operaționale să vedem cum anume orientăm intervențiile cu finanțare europeană care să se caleze, să se muleze pe politicile publice naționale și să generăm un cash flow solid, o dinamică a fondurilor cât mai mare în așa fel încât să evităm dezangajarea. Deci când este riscul de dezangajare pe perioadele pe care le avem? Păi o să avem și în 2017, o să avem și în 2018 și în 2019. Deci la sfârșitul 2017 o să se tragă o linie și la sfârșit de 2017 o să se tragă și în 2018. Acum noi s-ar putea să fim, dintr-o anumită perspectivă, datorită proiectelor fazate, s-ar putea să evităm prima dezangajare. Pentru că luăm banii din urmă, practic. Da, ce n-am reușit. Până la urmă, proiectele fazate înseamnă o oportunitate care a fost oferită celor care n-au reușit să-și încheie proiectele contractate în perioada de programare anterioară și am mutat un pic spre noua perioadă. Procentual, puteți să ne spuneți care e rata noastră de absorție pe 2014-2020? Așa cum v-am zis, în momentul de față e 0,98%, 96 sau 98, sper să nu greșesc. Și media europeană cam cât e? 2,6. Am înțeles. Deci, totuși suntem mult sub media europeană. Suntem sub medie, dar nu suntem nici pe ultimul loc, ca să clarific și asta, însă lucrurile sunt, așa v-am explicat, datorită condițiilor care trebuie să vină. La câte, practic, câte call-uri s-au deschis până acum, pe noua perioadă de programare, 41 anul ăsta? Da, anul ăsta, deci avem 51 de call-uri în total, din care 41 am deschis anul ăsta. Ca și dimensiune de bani prin aceste call-uri pe care le-am lansat, sunt 13 miliarde. Lansate de doar euro. Anul ăsta, de euro. Da, dintr-un total de 14. Deci efortul a fost destul de mare ca să lansăm toate aceste call-uri, tocmai pentru că într-adevăr timpul trece, bani există, deci vreau să repet, nu este o problemă legată de resursele pe care noi le avem pentru resurse interne sunt construite din resurse europene, deci nu trebuie să acele neglijăm. Care vin. Mai mult un miliard care vine de acolo și pe care e normal să-l utilizăm. Deci acum e vorba de, am văzut, de cele din program de capital uman, de infrastructură mare, nu? Da, și POR, și competitivitate. Toate programele operaționale au avut lansări de call-uri. Deci în acest an, pe toate programele operaționale am înregistrat lansări de call-uri. Și ghiduri lansate, dar
fără să se fi deschis colurile sau intră, le-a spus? Nu, aici numărul de coluri la care am făcut referire sunt coluri care sunt oficial deschise. Nu numărăm aici ghidurile care sunt în consultare sau cele care se află în lucru. Nu. Aceste 41 de apeluri privesc coluri deschise, unele din ele s-au și închis, pentru unele s-au primit, sunt în evaluare și așa mai departe. Altele sunt încă deschise. Unele se închid, mâine se închide. Sau urmează să se deschidă, să zicem, cum sunt cele din programul de pescuit, care urmează să se deschidă. Alea nu sunt numărate aici. A, nu le-ați numărat aici? Asta nu, repet, nu. Aici cele 41 de care vorbim anul ăsta sunt coluri deschise efectiv și avem o situație pe fiecare program operațional. Nu am numărat programele de la agricultură. Sunt coluri pe care le-am deschis anul ăsta formal și unde oamenii pot să depună proiecte. Deci sumele astea nu sunt, sunt pur și simplu foarte, foarte clar. Mai mult de atât, dacă îmi permiteți, că aici iarăși e un mit că deschidem coluri, dar nu avem contracte. Nu. Da. Există contractare, nu s-a semnat niciun contract. Deci până la începerea guvernării Cioloș am avut zero contracte semnate. Deci perioada 2014-2020, din punct de vedere al contractelor semnate, a debutat cu această guvernare. Da, și în momentul de față avem contracte semnate, deci asta înseamnă că angajamente de plată și lucrări care sunt în realizare, de peste 1 miliard de euro. Pe toate programele operaționale. Din nou, nu discutăm de aici de zona de agricultură. Mă refer doar la programele operaționale din MFE și din... Pe vechea perioadă de programare 2007-2013 avem o absorție de 80%. Aceștia sunt banii intrați de la Comisia Europeană, veniți în România. 80% dacă ultimele cifre sunt... Sunt tot banii aceștia, pentru că România, practic... Se vede copiii liberi, este mult în urma Cehiei, Slovaciei, Poloniei, Ungariei, ca dezvoltare, drumuri, canalizare, stații de epurare a apei. Cum vă spuneam, statisticile europene arată că 2-3 din populația rurală a României nu are toaletă normală cu apă. Merge la veciu totul. Da, am înțeles... Vreau să fiu foarte clar. Opinia mea e că faptul că România a aderat la Uniunea Europeană și a avut acces la utilizarea fondurilor europene reprezintă cel mai important vector de dezvoltare pe care noi l-am avut. Înainte de a... Și facem, avem această tendință de a face comparație cu statele central-europene. Da. Și e normal să facem această comparație. Ungaria, în primul rând, pentru că e vecina noastră. Aș vrea să facem această comparație și la momentul de plecare, nu numai la momentul de astăzi. Vă aduc aminte că în mijlocul anilor 90, România, ca indicator macroeconomic, era undeva aproape de Republica Moldova, sub Ucraina, n-am să discut situația din Balcani, că și acolo lucrurile erau mult mai bune decât la noi. La momentul ăla nu ne puteam compara cu centrul Europei. În momentul în care, în anii 90, chiar la începutul anilor 2000, mergeai în Ungaria sau în Polonia, discrepanța și modul în care percepeai realitățile de acolo era incomparabile. Acum ne comparăm. Acum ne deranjează că nu suntem acolo. Însă, ceea ce vreau să spun este că progresul a fost senzațional. Deci, repet, numai uitându-ne la țările care eram comparabil în trecut, unde sunt acum, fără acces de fonduri europene și fără a fi parte a pieței unice, lucrurile se văd dintr-o cu totul altă perspectivă. Iar investițiile sunt. Și avem foarte multe investiții ce țin de canalizare, drumuri, apă care s-au realizat și care s-au realizat pe fonduri europene. La noi, într-adevăr, există această tendință de a comunica aspectele negative și zonele unde am avut probleme. Și e o tendință normală. Presa este mai interesată să identifice zonele unde au fost probleme și unde am avut carențe și trebuie să găsim modalități concrete prin care să le adresăm și să le soluționăm. Însă, probabil că ar trebui și un efort de comunicare pe zona asta de coeziune, ce am reușit să facem și cu exemple concrete. Acum ne venim la cifre și la impact. Comisia Națională de Prognoză, la începutul anului 2016, a făcut un studiu prin care
utilizând o metodologie de la nivel comunitar pe care au folosit-o și alții, a încercat să stabilească practic care este influența directă a fondurilor europene în economia românească. Cu alte cuvinte, cum e economia românească cu fonduri și cum ar fi fost fără fonduri. Și rezultatele de acolo, repet, făcute de Comisia Națională de Prognoză, ne arată că efectul net pe utilizare de fonduri europene pe produsul intern brut real e de 10,6. Deci faptul că am utilizat fondurile, practic, a asigurat o creștere pe PIB de 10,6. Da. Da, avem creșterea suplimentară a investițiilor, determinată din nou de utilizare de fonduri europene, undeva 25,6% în 2014. Deci, pe modele, repet, matematice utilizate și în alte părți, asta ne arată. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că sunt multe zone unde ar trebui probabil să țintim mai bine și să urmărim impactul mult mai clar. Și asta e ceea ce încercăm să facem acum, practic schimbând un pic o parte din programele operaționale și modul în care le-am gândit. În momentul de față avem transmis către Comitetul de Monitorizare POCU și agreat cu Comisia Europeană modificările pe care le facem la acest program operațional, tocmai pentru a ne asigura că investițiile pe care le facem sunt într-adevăr țintite și adresăm și îmbunătățim situația concretă de la nivelul beneficiar. Apropo de POCU, Pozdru a avut, cum spuneam, cea mai mică rată de absorpție, în jur de 67%, dacă știm bine ultimele cifre. Din ce cauză a fost rata aceasta atât de mică față de 80% care e media sau față de alte programe cum e POR, care are 85% spre 90%? Deci. Da, așa cum v-am zis. Modul în care acest program operațional a fost, gândit și pus în practică nu a fost cel mai fericit. Am finanțat multe intervenții disparate, fără a avea o înțelegere de ansamblu asupra situației și fără a identifica concret nevoile la nivelul comunităților pe care noi vrem să le asistăm. De multe ori am avut intervenții care au fost conduse mai degrabă de ceea ce se putea oferi pe piață și mai puțin de ceea ce era cu adevărat nevoie pe piață. Asta e ceea ce încercăm noi să facem. Au fost foarte multe probleme și nu doar pe acest program operațional, dar și pe altele, generate de probleme de achiziții publice. Modul în care am încheiat contractele, modul în care am licitat și așa mai departe. Unele au fost probleme care au fost, sistemice și au determinat corecții forfetare. Altele au fost probleme punctuale și știm cu toții, sunt multe cazuri care acum sunt în instanță, unele soluționate, altele. Adică sunt o serie de probleme de genul ăsta. Mai mult de atât, în cazul POCU... Pozdru. În cazul Pozdru au fost multe proiecte, așa cum ziceam la început, au cam trenat. Decizii pe care nu le-am luat și pe care le-am lăsat și le-am împins de la un an la altul. Asta a generat situația în care noi nu am inclus cheltuielile aferente proiectelor respective în declarațiile finale. De ce? Pentru că erau oarecare nelămuriri cu privire la modul în care proiectele au fost implementate, dacă documentele suport aferente proiectelor respective sunt suficiente sau nu și așa mai departe. Și aici trebuia o analiză atentă, o aplicare caz cu caz asupra fiecarei situații și să identificăm ce anume din cheltuiala respectivă e corectă și respectă standardele pe care trebuia să le respectăm. Lucrul ăsta s-a făcut acum și se face acum, repet, pe 31 martie vom transmite declarația finală și veți vedea că în Pozdru cel mai probabil vom avea 500 de milioane pe care le includem în această declarație. Deci, în total, o sumă destul de mare. Asta,
evident că va mări rata de absorpție. În total la câți bani? Se estimează că vom ajunge și cu pozul undeva spre 80%, dacă lucrurile rămân în acest an. Mai sunt o serie de cheltuieli care sunt în momentul de față, o serie de cheltuieli care nu sunt declarate pentru că fac parte dintr-o serie de proiecte aflate în dispută în instanță și ca urmare a soluției instanței vom vedea cum anume vom proceda. Bun, și din acești bani, cam cât o să suportăm noi corecții financiare, statul român, adică pentru că au fost foarte multe corecții? Este dificil de spus acum cât o să suportăm. E o previziune care trebuie făcută și pe care mă feresc să o fac în momentul ăsta. Costurile alea sunt deja suportate, ele sunt plătite de statul român. O parte, dacă vom avea corecții, în funcție de tipologia greșelilor de acolo, sau mă rog, corecțiilor, o parte vor fi suportate de stat, o parte vor trebui să fie suportate de beneficiari, va trebui să ne îndreptăm împotriva beneficiarilor. În instanță, în procese. Desigur, adică e un proces de lungă durată. Ok. Deci, să zicem, dacă vom încheia postul cu 80% absorpție, aceasta va fi o absorpție curată 80% sau înseamnă că în spatele acestor 80% înseamnă și bani pierduți în plus de statul român din cauza corecțiilor suportate? Obiectivul nostru este să ajungem la acești 80% absorpție curată pe post. Adică ceea ce transmitem noi către Comisia Europeană să fie lucrurile clare și curate și să nu genereze alte probleme ulterior. Dar ca beneficii reale, spuneați că sunt peste 1 milion de beneficiari finali, așa anumitele grupuri țintă, cetățeni care au intrat în programele POSDRU. Mai exact cât a spus? În jur de 1.300.000. Bun, acești oameni cu ce rezultate au trecut prin POSDRU concrete? Au obținut abilități, calificări profesionale? Aici o întreagă discuție. Și discuția asta am avut-o ultima oară în contextul unei alte condiționalități ex-ante, pentru că avem și asta, legată de indicatorii de monitorizare, sistemul nostru de indicatori. Și aceeași întrebare pe care mi-o adresați dumneavoastră, am adus-o și eu în discuție atunci când am discutat dinamica indicatorului. Și cum e și normal, să vedem până la urmă care este efectul final al intervențiilor pe care noi le-am susținut. Din păcate, e foarte dificil de răspuns. E foarte dificil de răspuns pentru că indicatorii pe care noi îi urmăream și mecanismul de colectare a datelor pe care îl avem în momentul de față pentru POSDRU nu permite un răspuns clar la această întrebare. Știm câți am trainuit. Putem să știm în ce domenii au fost formați, dacă formarea lor s-a finalizat sau nu cu o diplomă. În ce măsură diploma aia le-a fost utilă în perioada ulterioară, în identificarea sau găsirea unui nou loc de muncă, progres în carieră și așa mai departe, asta nu prea știm. Și pentru asta suntem acum în discuții cu colegii de la INS, cu colegii de la Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, tocmai ca să gândim și să avem un mecanism și un sistem care să poată să urmărească, să avem această trasabilitate a intervenției noastre și să urmărim și efectul final pe care îl avem. Asta sunt elementele de schimbare pe care le aducem și acum pentru POC. La fel cu ce, acum, mă rog, acesta este un program derulat în special de privați, dar sunt programe mari, cum este programul de transport derulat de mari beneficiari publici, care au trenat, să zic, au fost lucrări care au trenat. Programul de transport are 75% când mă înșel, absorpție, deci totuși mai puțin decât altele, puțin mai mult decât posturile, dar mai puțin decât altele. Din ce cauză nu reușesc beneficiarii aceștia mari de stat să-și deruleze niște proiecte bine și să ia bani europeni? Și aici situația e destul de complexă. Sunt situații diferite. Dacă ne referim la investițiile de mediu și la
modul în care și proiectele fazate sunt realizate și investițiile pe zona de transport. La investițiile de mediu, problemele care au fost generate de cele mai multe ori au avut de-a face și când ne gândim la fazare și la perioada dintre cele două faze, au fost generate de eventuale aspecte de cash flow și incapacitate la nivelul beneficiarilor, operatorilor regionali de apă care au fost selectați. Pentru că ăștia trebuiau să-și susțină practic din propriu buget. Și au fost situații în care s-au întâmpinat probleme și de asta acum suntem în proces de fazare, s-a luat decizia practic de a debloca și deja facem plăți pe zona asta, chiar dacă n-am primit încă de la comisie decizia finală de fazare pentru mediu, doar la București s-a primit, la restul încă nu. Și nu e un risc? Nu este un risc, pentru că lucrurile au fost negociate și stabilite de la început în felul ăsta. E mai degrabă o întârziere birocratică la nivelul comisiei și nu din alt punct de vedere. Astfel, în momentul de față, noi semnăm contracte și deblocăm situația de aici și așteptăm, evident, și decizia de la nivelul comisiei. Deci dacă aici problema ține mai degrabă de capacitatea acestor operatori, în partea de transport, problema mai degrabă la noi. Pentru că aici fondurile sunt fonduri din buget. Modul în care aprobăm sau nu aprobăm proiectul nu face decât să clarifice fluxul financiar dintre fonduri europene și buget național. No. Nu are legătură cu ce se întâmplă pe șantier. Pe șantier lucrarea poate să continue indiferent dacă azi o plătesc din resurse de la buget pe care i-am în buget și mâine schimb pe fonduri europene. Problema aici ține mai degrabă de capacitatea scăzută a beneficiarilor de a gestiona aceste contracte. Sunt contracte mari. Sunt contracte care pentru a fi realizate trebuie să treacă printr-o serie de etape. Trebuie să avem studiile de fezabilitate realizate și realizate bine, după aia licitarea lucrărilor, și sunt lucrări mari, procesul de licitație în sine e destul de complex, modul în care știm noi să gestionăm aceste contracte este iarăși problematic și asta e motivul pentru care în momentul de față noi am făcut două lucruri în mare. Unul, am încercat să ne asigurăm că avem o generare de proiecte. Avem proiecte fezabile care să fie generate și care să poată să fie finanțate. Și pentru asta, împreună cu Ministerul Transporturilor și cu companiile din subordine, am inițiat o asistență BEI, care practic îi ajută, îi consiliază permanent să ne organizăm în așa fel încât să gestionăm proiecte coerente care să poată să fie imediat finanțate. Și pe de altă parte, colegii de la Ministerul Transportului au luat și ei o serie de măsuri. Am spart CNADNR-ul în două și avem acum acea CNAIL, companie de sine stătătoare, care să înceapă să gestioneze investiția. Pentru o parte din lucrări, CNAIL-ul a luat decizia de a le executa în regie proprie, mai mici unde lucrurile pot fi făcute în așa fel încât să evite un pic riscul de proces de achiziții publice și relaționare cu contractantul. Și mai mult de atât, în momentul de față discutăm pentru introducerea unui contract FIDIC, tip FIDIC, în legislația românească, în așa fel încât să avem o predictibilitate clară a termenilor contractului. Să utilizăm un standard de contract care este agreat la nivel internațional, pe care și constructorii și contractorii îl cunosc și cu care sunt obișnuiți, să dezvoltăm și capacitatea noastră de a gestiona acest tip de contract, în așa fel încât să-l utilizăm cât mai clar și să evităm întârzierile pe care le avem în zona asta. Metroul din drumul Taberei, de pildă, o lucrare mare care a fost trecută pe fonduri europene. De ce trenează lucrurile așa și ce riscăm aici? Riscăm să pierdem bani europeni aici? Un lucru de genul ăsta? Să riscăm să pierdem bani
Probabil că nu e cazul, pentru că perioada e destul de lungă și din discuțiile pe care le am cu colegii de la Ministerul Transportului și cu domnul ministru, înțeleg că acolo, până la urmă, lucrurile sunt într-un orizont de timp, eu știu, stabilit și va fi finalizat. Cu riscarea de pierdut bani, ne-am confruntat proiectele care trebuiau închise pe fosta perioadă de programă. Da. Adică cele unde nu s-a făcut fazarea și unde până la 31 decembrie trebuia să am închise toate activitățile. Și exista această condiție ca să fie în uz proiectul respectiv. Da. Finalizat și în uz. E, nu toate au fost finalizate și în uz. Și atunci, pentru cele cu care ne-am confruntat de această situație, am stabilit, utilizând un mecanism din nou de la nivel comunitar, că le vom include pe lista proiectelor nefinalizate, îi vom lăsa să finalizeze investiția utilizând resurse proprii, da. Și în momentul în care se finalizează investiția cu resurse proprii, deci acea diferență din resurse proprii, nu voi mai practic pierde investiția europeană inițială. Uh-huh. E un mecanism pe care l-am implementat și care merge și sperăm ca lucrurile să fie așa. Tot un fel de fazare, nu? Tot un fel de fazare, numai că nu mai vorbim de resurse europene pentru diferență, ci pur și simplu de resurse de la bugetul ăsta, ca să nu pierdem cea mai vestit. Ca să nu pierdem cea, exact. E o perioadă de 2 ani în care trebuie lucrurile, dar există o limită de timp. Deci după 2 ani, proiectele trebuie să fie în uz. Dacă da, e o păsuire pe care le-o dăm și care se acordă beneficii. Deci aici intră metroul de pildă? Nu.